În urma numărului de elevi înscriși s-au stabilit și centrele unde se va desfășura examenul de bacalaureat. La nivelul județului Gorj este vorba despre 16 centre de examen și 3 centre de evaluare, a declarat Ion Ișvan, inspectorul general școlar. Deci vineri la ora 16 erau înscriși în aplicație 5.432 de candidați. Avem 4.408 din promoție curentă și 1.024 din promoțiile anterioare. Ei trebuie să plătească o taxă în acest sens? Da, la fiecare școală se știe taxa pe care trebuie să o plătească, e în funcție de numărul de probe pe care îl susțin, dar nu diferă deloc de taxele de anul trecut, este aceeași sumă ca și anul trecut. Spre exemplu, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu s-au înscris 234 de elevi, doi dintre ei fiind din alte județe ale țării, a declarat Dorin Tașcău, directorul unității de învățământ. 234 terminau clasa a 12-a și, din câte știu eu, mai avem încă doi care vin din alte județe și s-au înscris să dea examenul la Colegiul Tudor, deci 236. Mai există o licee care vine aici, la Tudor, în mulți ani? Deocamdată nu știm exact, asta depinde de inspectoratul școlar care va face centrele de examen. Un pic mai mare. Prima sesiune a bacalaureatului de anul acesta va începe în data de 10 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Probele scrise vor începe în data de 1 iulie cu limba și literatura română. Rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie până la ora 12. Tot în aceeași zi, până la ora 16, se vor putea depune contestațiile.